Salut, sunt Mihai Dinu, îmi pot spune și MD, MD, MD-ul că nu mă supăr. Sărbătorim 24 de ani de Europa FM și evident că o facem și cu muzică. Îți voi prezenta 7 artiști pe care eu îi apreciez foarte mult în momentul de față. Stiluri diferite, dar care merg totuși către neo-soul, pop. Unii dintre ei sunt și foarte dansabili. Să începem! Francis On My Mind. Cine este? O tânără artistă de electropop în vârstă de 20 de ani din România. Pasiunea ei pentru muzică a fost sprijinită încă de la început de către familia sa, care i-a oferit o educație solidă și a descoperit pasiunea pentru muzică la o vârstă foarte fragedă când asculta playlist-uri random pe telefonul mamei sale. Scrisul muzicii a devenit modul ei de a se exprima și de a face față sentimentelor sale. Om la lună. Cine este? O trupă de pop-rock poetic formată în toamna anului 2019, fiecare nou episod de muzică și poezie arată o schimbare în cariera lor. Versurile conțin teme universale precum iubirea și frica, bucuria și tristețea, curajul și neadaptarea. Om la lună este o voce care strigă pentru noi toți, o voce care ne încurajează să ne acceptăm și să ne exprimăm emoțiile fără rezerve. Willow. Cine este? Fiica lui Will Smith și a Jadei Pinkett Smith. Cântă de la 10 ani, dar succesul primului ei hit a stresat-o puternic până în punctul în care a făcut un pas înapoi. După o perioadă de reflecție și redescoperire personală, Willow a revenit în lumea muzicii, dar a renunțat la stilul pop. Willow Smith reprezintă o nouă generație de artiști care știu să fie autentici, reali și își arată fără rezerve convingerile. Tyla. Cine este? Pentru mulți ascultători, autoarea hitului din 2023, Water, o susținătoare a unei noi mișcări muzicale care a început în Africa de Sud în anul 2010, Amapiano, o combinație de genuri deep house, jazz, kwaito și percuții. Muzica ei împinge limitele, iar piesele abordează inovator popul și R&B-ul. Cu o campanie de modă pentru Gap și primul Grammy câștigat, Tyla are o misiune clară: să schimbe geografia starurilor pop. Jalen Ngonda. Cine este? Un cântăreț și compozitor de 28 de ani, crescut într-o familie iubitoare de muzică, inspirat de colecția de CD-uri Motown a tatălui său, Jalen a fost ghidat de sunetele clasice ale bluesului, gospelului, jazzului, rockului și soulului. Albumul Come Around and Love Me este o capodoperă a muzicii soul, cu influențe de doo-wop, R&B și elemente rock sau psahedelice. Toate piesele au refrene ce-ți intră în minte. Gabriels. Cine este? Un trio din Los Angeles format în 2016, trioul combină doo-wop, soul, electronică și gospel. Gabriels are piese pline de emoție și nostalgie. EP-ul de debut, Love and Hate in the Different Time, a atras atenția lui Elton John, care l-a numit unul dintre cele mai seminale albume din ultimii 10 ani. Gabriels analizează muzica afroamericană cu un sunet contemporan și puternic. Barry Can Swim. Cine este? Este un muzician talentat, născut în Edinburgh și stabilit în Londra după studii la Universitatea din Edinburgh și diverse experiențe de lucru în baruri de jazz și pescării, și-a îndreptat atenția către muzică. Debutul său a fost primit cu entuziasm, stilul său muzical este eclectic, îmbină diferite influențe de la deep house la afrobeat, iar prezența scenică și abilitățile sale de producător și DJ au atras atenția binomului public-critică.